Vă salut, sunt Sorin Drache și vă spun bun venit pe canalul meu. De această dată am pentru voi episodul cu numărul 3 din Super Gadget. Am primit un colet, evident de la smooth.ro, pe care o să-l deschidem împreună ca să vedem ce avem înăuntru. Am nevoie, bineînțeles, de cuțitul de unboxing și trecem la treabă. Dacă încă n-ai văzut primele două episoade, o să las link mai sus ca să le vezi pe amândouă. Și hai să vedem ce am primit de această dată în coletul cu numărul 3 din partea celor de la smooth.ro. O să vă las, evident, link în descriere cu produsul care se găsește în această cutie misterioasă. Cred că deja v-am obișnuit cu felul în care ambalează cei de la Smooth pachetele. Mi se pare o chestie foarte drăguță. Hai să vedem. Cred că trebuie să-mi iau un cuțit nou de unboxing, pentru că ăsta a început să nu taie foarte, foarte bine. Mai mult smulge decât taie. Ceea ce nu e ok. Ok, deci am avut ambalaj. În ambalaj avem iarăși ambalaj. Mamă, dar asta e muncă serioasă aici. Aproape că am terminat cu deschiderea pachetului. Ok, și am găsit înăuntru treaba asta. Dacă vă amintiți, în primul episod din Super Gadget am avut o lupă pentru telefonul mobil. Treaba asta este oarecum similară și nu prea, pentru că vine cu o chestie în plus, și anume un stand care seamănă cu un televizor pentru telefonul mobil. Hai să vedem despre ce e vorba. O să vă arăt și cutia pe partea din spate. Și din câte văd, este făcută de aceeași firmă care se numește Luckies. Aceeași firmă care a făcut acel proiector pentru smartphone din episodul numărul 2, Super Gadget. Televizorul arată cam așa. Pam, pam. Cei care sunteți de vârsta mea și ați copilărit în anii 90, vă aduceți aminte cu siguranță de televizoarele astea alb-negru sau chiar color. Alea color mi se pare că se numeau El Chrome sau ceva de genul ăsta, care semănau foarte tare cu ăsta. Hai să vedem ce trebuie făcut. Ah, ok, gata. Deci atenție mare. Și practic toată partea din spate culisează ceva de genul ăsta. Hai să vedem cum băgăm noi telefonul mobil aici. Dacă tot spuneam că cei de vârsta mea își aduc aminte de televizor, ce spuneți de chestia asta? De video își mai aduce cineva aminte? Practic ăsta este suportul pentru telefonul mobil. Și înăuntru avem încă o plăcuță din asta Gecko, pe care vom pune, bineînțeles, telefonul. Și avem și patru piciorușe din cauciuc, pe care le putem instala pe partea din spate, de fapt, pe partea de jos a televizorului nostru, ca să stea cât mai confortabil. Punem bucata asta de gel înăuntrul casetei, frumos, o așezăm. Ok, ideal ar fi să fie cât mai pe mijloc, ceva de genul, și telefonul în casetă. Și apoi băgăm caseta în televizor. Wow! Fără mișto, fără caterincă, fără nicio chestie de genul ăsta, jur că dintre cele trei e cel mai tare gadget de până acum. Am pus eu cam strâmb telefon, dar mă rog, asta e altă poveste.
pe bune, poți să spui ce vrei, dar treaba asta este foarte, foarte tare. Mie mi se pare genial. Dacă ai un smartphone, de exemplu, acasă, care nu-ți mai trebuie, unul din ăla de generație mai veche, printre primele cu ecran din ăsta cu touchscreen, poți să-l pui în televizorul ăsta și să-l folosești efectiv pe post de piesă de design în cameră. Și poți să pui, uite, cum am dat drumul și eu la un clip de genul ăsta cu un foc în șemineu, îți garantez că absolut toată lumea va rămâne cu gura căscată. Nu știu dacă ai observat că aici, în partea asta, sunt inclusiv niște găuri în televizorul ăsta, astfel încât să se poată auzi sunetul de la ce ai pus tu acolo, un clip de muzică, un film pe Netflix sau alte nebunii. Și da, nici nu știu ce să zic, e ceva senzațional. E făcut, după cum spuneam, de aceeași firmă, de Luckys, se găsește pe smooth.ro și ăsta este episodul 3. Sper că ți-a plăcut la fel de tare pe cât m-am distrat și eu. E practic o lupă în partea asta din față, aici, dintr-un material, cred că e plastic, e un pic mai flexibil decât lupa din primul episod și mie mi se pare că arată foarte bine și, după cum spuneam, e un super gadget. Episodul 3. Așadar, le mulțumesc și eu de la Smooth că au fost alături de mine și în acest episod din Super Gadget. Sper că ți-a plăcut. Nu uita să dai un like și un share, să vadă și prietenii tăi despre ce e vorba. Ne întâlnim, evident, și pe Facebook, și pe Instagram, și pe Twitter. Îți mulțumesc mult! Eu sunt Sorin. Ne vedem, bineînțeles, săptămâna viitoare. Pa, pa!